Legea numărul 192/2015 permite anumitor grupuri de foști lucrători să beneficieze de majorarea pensiilor. Aceste prevederi ale legii 192 se aplică pentru mineri și pentru ceferiști. Aceștia s-au înscris la pensie nu conform legii 19/2000 și conform unor legi speciale și din acest motiv nu li s-a aplicat această majorare automată de punctaj. Lor, numai la ei se referă. Ceilalți, nu trebuie să vină toată lumea care a lucrat cu grupa nimeni. Aceste majorări se vor efectua în 24 de luni, automat. Deci va fi o acție. Nu trebuie să depună nicio cerere. Nu. Și cei care au beneficiat de acest articol 169 și de ordonanța 100 din 2008, adică li s-a majorat deja punctajul, aceștia nu mai beneficiază acum de o nouă majorare. Punctul de pensie pentru minerii și ceferiștii care se încadrează în noile prevederi va crește cu până la 50%. Creșterea cu 50%. Crește punctajul cu 50% pentru cei care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupa întâi de muncă și cu 25% pentru cei care au lucrat în grupa a doua de muncă. Pensionarii nu trebuie să depună niciun fel de cerere. Analiza dosarelor se va face la București, la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, după care, acolo unde este cazul, va crește valoarea punctului de pensie.